Care a menționat deja, domnul profesor, s-ar fi sinucis după ce a vorbit despre pierderile uriașe suferite de armata lui Putin. Ioana Ciurlea știe concret care a fost situația, dacă a scris sau ce mesaj a lăsat de fapt în ultima sa postare, Ioana. Andrei Morozov, care își spunea Murs pe canalul său de Telegram, a scris în ultima sa postare un mesaj dur la adresa propagandiștilor lui Putin. I-a numit, citez, prostituate politice și i-a acuzat că din cauza presiunilor pe care le-au făcut la adresa sa se va sinucide. Problemele sale ar fi început în urmă cu câteva zile, când a postat pe canalul său de Telegram date despre pierderile pe care le-ar fi suferit rușii în bătăliile pentru controlul orașului Avdivka. Murs a scris atunci că armata lui Putin, din care și el face parte, ar fi pierdut 16.000 de militari. După acest mesaj, a fost dur criticat de alți blogeri militari ruși, dar mai ales de televiziunile propagandiste ale lui Vladimir Putin. Două zile mai târziu, bloggerul a șters postarea în care vorbea despre pierderile rușilor și spunea că a fost obligat să facă acest lucru. În mesajul său de adio, în care vorbește despre presiunile propagandiștilor, inclusiv despre Vladimir Soloviov, a scris că se va împușca.